și salut! Azi mi-e foarte tipul de Ellen! Voi uitați până la final, fiindcă cu siguranță o să înțeleg. Da, hai să începem! Ok, începem cu ele, cu ele vor care ajută de ajute la școală, tot felul de jucării. Asta e numai de jucării, efectiv, o hatul. Anul ăsta, deci, mai o jucărie, o rețetă, o știu. Deci, e super tare. Tu că e o odura, uite tare, vezi? Vezi, Ana? Și tu că nu-i tare. Și tu că nu-i muzor. Și tu cum să nu-i așa tu? E, de unde nu? Vezi acolo, am luat-o. Ia, zi tu. Dar și tu că știu că nu-i tare, dar trebuie să fac. Uite-te, zi tu că nu-i tare. E? Zi tu că nu-i tare, fătă mult. O, aror. Ești și spălbă. Azi la ideea este atâta că am stat mereu TikTok într-un vlog sau vlog cum am făcut eu. Așa, bună și salut! Sunt în la școală și facem acum vlog. Ia, hai să mai uite și pe colega mea. Așa. Și la foto și ne uităm vlog și na. Așa. E, da, și azi nu uite că mâine o să fac chiar vlog cu alfabetate funde, dar vă fiți super tare. Ok, vă puteți fi las viitoare. Dacă ați zis pe telefon, a fost al meu doar mai al meu este... Nu mai sunt de mi telefon. Să vă aici telefonul meu care este acum, asta a fost mai bine. Nici domn telefon chiar, cred că fie, dar... Hai, dar rămas să-mi iau un activit. Și cred că o să rămâne semn și de restă. Da. Hai să trecem la următorul tip de elevi. Cel care mănâncă într-un pod și fie un pic de rușine. Adică să se machieze și să fie superbă. Contează tu. Păi pe să fie o contează cu tine. Păi dar știu că doamna deja a deschis mai mult, dar trebuie să-mi fac și ochii. Așa că las-mă în parte. Am zis-o până în mergea? Hei, doamna! Și următorul tip de rău, cred că îți dește foarte mult, adică tot iară. Nu există pinte. Te mă scuzat pentru toate astea faze. Uzi, mi-a călcat! Uzi, ai călcat pe zuzul meu! Mă scuzat. Da, să ți-e tânzat tipul de rău, cred că îți dește mereu, adică tot iară. Dar știu că s-a sunat, dar trebuie să te rămâncați chiar să zic că știi cât de frumoasă e despre o fetită, Matilda, adică e superbă această carte. Cum plec chiar de acasă, mamă, tată mică, da, oh my god, vede că 4 ani. Păi știu că s-a sunat, dar mi-a și pe mine să citesc. De ce să fie în pauză dacă poți să citesc în clase? Și vezi să nu te știți pe ochii de-ai mei. Următorul tip de elev este de acasă de stângă care e frig, dar tot timpul este frig! Uite, frig la curasa asta! Te rog, nu deși mi-e fudat, uite-o că am îngătat! Te rog, please! Mersi! Am îngătat frig! Doamna, mi-e frig! Mi-e frig! E,
da, ca să știi, nu am pe nimeni lângă mine, dar mi-am spus da, un lătău tip este târg, care are mereu azeldi și este aproape azeldi la orte și e frică de de toate microbi. Hei, tu, pune-te vasă mai repede! O să-i tot felul de microbi și zic și doamna! 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 Colegul nu poate mască! Cum adică să nu-l bag în seame? O să-mi dau tot felul de microbi! Ia să mă dezactiv eu pe mâini. Să nu iau microbi de la tine. Și nu-ți mai dai cu parfum, că sunt și alergică la el. Poate să mi se termine și de dezinfectantul. Mor aici. În tot microbii ăștia. Și pune-te dată masca, că nu trebuie să te supăr, fătine, fă de masca lângă mine. Următor tip de... Eu chiar nu suport atât de disfânt, nu mi-o să foarte udât, da, foarte udât. Da. Mi-o să foarte udât, ca să știi. Următor tip de elev este tălcare. Ascultă toată ora muzică și nu bagă niciun mecan un profesor în seamă. It was a long ago. Me do my square, so the below. Un hano laxa, un saco. Dar nu se uite nimeni la mine, de te-mi faci așa. Nu mai mi-ți gândări. It was a long ago. Întâi se vede o melodie, lasă-mă că nu se uite nimeni la mine. Tercade, fură de profesor, fiindcă e frică să nu-i bată, dar e profesor, nu-i fac nimic. Asta va fi foarte amuzant. M-a chemat doamna! Nici ce trebuie să-mi facă? Mă bine nu vin, cred că plec acasă. Deci eu sunt pe mama. Adă, mame, mame, vină de pe desmei. Cred că vrea profesoara să mă bate. Vino repede! Următor, tip de soare de copil, cel care e frică, mai ales când iese de la școală și așteaptă un fată școlii pe mama lui. Te da feită să uite femeia la mine. Sigur vrea să-mi facă ceva. M-a săltat. Bună ziua! Cam mai bine vreau să-mi la casă. Ok, cam atât a fost cu Waterdog. Sper că v-a plăcut și foarte amuzant, fiindcă, da, pentru mine a fost super amuzant să fac toate stenele astea. Am avut nevoie de ce. Voi, am avut nevoie de ce. De ce te-ai lăsat în pat? De toate astea am avut nevoie. Da, de ce? Și de cartea asta. Ca să întrebi de cât m-am chinuit eu. Ok, cam atât a fost cartea de dog. Vă pup și data viitoare!